curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Dublu sau nimic în deșteptarea în această dimineață cu 2400 de euro pe masă, bani frumoși pe care am strâns toată săptămâna pentru a-i oferi, sper eu, lui Tudor din București. Bună dimineața, Tudor! Salut, Tudor! Bună dimineața! Salut, salut! De ce? Ești în alergare, ești în mișcare, ești... Unde ești? Da, da, eram pe afară. Acum caut să mă retrag puțin pentru câteva minute. Retrage-te, retrage. Ușor, liniștește-te! Ești la serviciu, acasă, da. Unde ești? La serviciu. Ale. Okay. Hai, trageți sufletul. La serviciu ce faceți de gând în halul ăsta? A trebuit să ies puțin afară și e cam rece astăzi. Da, e rece, e adevărat. Acum revin în birou. Ai și colegi cu tine în birou? Da. Păi anunță-i că particip la concurs, că nu o să înțeleagă ce e cu tine, de te-ai întors gâfâind și vorbind la telefon, o să vedea că ai pățit ceva. Doamne ferește. Nu am pățit nimic. Pe ce domenii sunt pregătiți cel mai bine colegii? Pe domeniul tehnic. Pe domeniul tehnic. Da. Domeniul tehnic e un domeniu vast. Inginerie mecanică. Bun. Bun. Am fost și eu acolo un an. Jumătate. O mecanică fină. Da. S-a dus la domeniul conex filozofie. Da. Pe mine m-au pierdut la un moment dat. Bine, Tudor, poate am fost colegi. E posibil. De ani. Ce vârstă ai? 42. Ah, acolo. Eu 41. E posibil. Sunt acolo. Da. Bine. Da, nu, dacă nu, cam... nu cred că am fost împreună. Bine. Oricum, la stai bre puțin, că vorbim ca trei ingineri. Păi bine zic, ăsta, da. Inginerie mecanică, erau multe secții, eram la mecanică fină. Tu ce mecanică ai făcut? Tot mecanică fină ar fi echivalentul, păi, dar se chema altfel puțin. Ai văzut? Deci nu e totul, da. N-am fost deci colegi. Suntem. Bine, Tudor. Tu tot sper să nu știe mai multe despre tine, a? Da. 6 secunde ai, Tudor, ca să răspunzi la orice întrebare îți adresăm în această dimineață. Și vezi tu după fiecare răspuns corect dacă mergi mai departe sau păstrezi banii, ok? Sigur. Azi ai o șansă, nu e unică, dar ai o șansă mare de a câștiga 2400 de euro în deșteptarea. Depinde de întrebări. Dar pare că... Nu e nimic complicat, să știi, mă uit pe ele și nu chiar... Adică ai prins o zi bună, chiar nu e nimic complicat. E și premiu mare, sunt și întrebările civilizate. Adică pentru valoarea premiilor, întrebările sunt super ok. Din punctul meu de vedere. Hai să începem. Iar eu nu sunt inginer, sunt o loază. Auzi, dar colegii se implică sau că simt că te ignoră? Nu da, e un singur coleg cu mine în birou. A, am înțeles. E bine. Da. Noi ingineri se legă. Da. Tudor, să n-aștepți prea mult confirmări sau sprijin de la coleg, să te încadrezi în cele 6 secunde, da? Sigur. Hai să începem. Dublu sau nimic? 300 de euro. Prima întrebare pentru doi ingineri e floare la ureche. Tudor, spune-ne pentru 300 de euro. Ce număr are inscripționat pe ea bila neagră la jocul de biliard? 8. Ce mai e? E infinit? Nu. Ăla e mai aplatizat. Asta e întrebarea din sport de care vorbeam mai devreme. Ai început cu o întrebare din sport, Tudor. Felicitări, ai câștigat 300 de euro. Mulțumesc. A fost complicat? Nu. Bravo. Păi a răspuns într-o fracțiune de secundă, de semn că a băgat de multe ori bila 8 în buzunar. Bun. Tudor, ai 300 de euro, mergem mai departe, da? Da. Așa, tată. Îl simt hotărât pe Tudor. Ia cineva a făcut inginerie mecanică. Eu vă trece trenul pe acolo. Ești aproape de gare, de triaj, de ceva? Da. Așa. Hai să vedem. 600 de euro. Vezi că... Inspectorul Petreanu, până terminăm concursul, știe și adresa și... Află tot. Da. Tudor, tu ne asculți pe noi în general, așa? Da, sigur. Atunci e posibil, la un moment dat, să ne fi auzind vorbind despre... Să fi prins o discuție... Răspunsul la următoarea întrebare.
Am avut noi o discuție aici în studio într-o dimineață, acum vreo lună, mă rog. Se poate să fie auzit, se poate să nu, oricum e probabil să știi. Chiar dacă nu ne-ai auzit pe noi. Da. Mai ales fiind bucureștean. Tudor, da. Pentru 600 de euro. O să explic imediat de ce. Spune-ne, mama cărui domnitor a fost doamna Oltea, pe numele ei complet Maria Oltea. Zi un domnitor. Petru Rareș. Petru Rareș. Nu. Era Rareșoaica? Rareșoaia. Nu, Rareșoaica. Rareșoaia. Aici suntem în București. Mai. Doamna Oltea, dacă nu zic prostii, cred că e bunica lui Rareș Petru. Dar ai putea să... Dacă poți, Matale, vă rog să dați un... Practic, așa ar trebui. Nu? Că Petru Rareș e fiul lui Ștefan cel Mare. Da. Fiul ne... Rareșoaia. Deci e cumva bunica vitregă, măi, Tudore, doamna Oltea asta. Da, Ștefan cel Mare. Doamna Oltea... E paralelă cu Barbu Văcărescu și dă-i Ștefan cel Mare. Când vii pe Barbu Văcărescu și e ambuteiaj... Faci dreapta și prima stânga pe doamna Oltea și scrie mare, e plăcuța cu numele să zic, doamna Oltea în paranteză mama lui Ștefan cel Mare și ea după... te ajută să ieși mai repede în șoseaua Ștefan cel Mare prin spatele bazinului clubului Dinamo București. De asta am zis că fiind bucureștean e foarte probabil să știi. Și pe seama numelui acestei străzi ne-am amuzat noi într-o dimineață cum de știu eu cum o cheamă pe mama lui Ștefan cel Mare. De asta spuneam că e posibil să fie auzit la noi răspunsul. Tudor, îmi pare rău că n-a fost să fie. Asta a fost. Poate altă dată. Poate altă dată. Mâine plecăm de la 400 de euro. Facem 800, 1600 da. Sau 3200. Domnilor ingineri, mulțumim pentru atenție. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.